Rolul pe care autoritățile publice ar trebui să-l aibă este complex. În primul rând, trebuie să adaptăm legislația la cerințele și la evoluția pieței, la ceea ce se întâmplă. Trebuie să fim deschiși la inovație, la tot ce schimbă modul tradițional de acțiune pe care l-am avut până acum. Trebuie să înțelegem că trăim într-o societate dinamică, iar administrația și Parlamentul României trebuie să fie la fel de, hai să spunem, inovativ sau măcar deschis către inovație și către noi provocări, cum este mediul de afaceri, de exemplu. Sunt bucuros să mă aflu la această prezentare a unui studiu important, un studiu realizat de Deloitte, pentru a vedea care este foaia de parcurs pe care o are de parcurs România până în anul 2030. Am fost bucuros să văd participarea largă, foarte mulți actori implicați și de la nivelul Bruxellesului și de la nivelul administrației de la București, nu numai oameni politici, ci și oameni de afaceri, asociații patronale. Aceasta este o rețetă de succes pe care ar trebui toate inițiativele să o parcurgă, iar partea politică câteodată trebuie să vină și să asculte, să se bazeze pe cifre. Și tocmai acest studiu ne-a ajutat în acest mod, având cifre concrete pentru viitorul transportului.